primii români scapă din coșmarul din Gaza. Peste 100 de cetățeni români ajung astăzi în Egipt, de unde vor fi aduși în țară cu zboruri speciale. Bărbatul care l-a ucis pe mama și fiica acesteia de 14 ani într-o comună din Botoșani a fost prins. El este nepotul victimelor. Dorian Popa recunoaște că s-a drogat. Influencerul susține că nu a consumat cannabis în seara când a fost oprit în trafic, ci cu câteva zile înainte. Andreea Bereclanu vă prezintă Focus. Doamnelor și domnilor, bună seara! La o lună de la începutul războiului dintre Israel și Hamas, 103 români părăsesc fâșia Gaza. Evacuarea a fost aprobată după negocieri între Egipt și autoritățile israeliene, susține Ministerul de Externe. Odată ajunși în Egipt, românii vor merge la Cairo și de acolo vor zbura cu o cursă specială spre casă. Printre ei, cei mai tineri care scapă din infern sunt bebeluși de numai câteva luni. Românii din fâșia Gaza au primit vești bune pentru prima oară de la începutul conflictului dintre Israel și Hamas. În total, aproximativ 350 de cetățeni români locuiesc în enclavă. Ministerul Afacerilor Externe informează că, în urma acordului transmis de către autoritățile israeliene și cele egiptene, un număr de 103 cetățeni români din fâșia Gaza și membrii de familie ai acestora au primit în cursul nopții trecute permisiunea de a tranzita punctul de trecere a frontierei de la Rafah și de a intra pe teritoriul Republicii Arabe Egipt. Românii au primit informații despre detaliile evacuării de la funcționarii Oficiului de Reprezentare al României la Ramallah. Cei 260 de români care au anunțat că vor să plece din fâșia Gaza nu mai sunt în partea de nord a fâșiei, adică în apropiere de Gaza City. Toți sunt în zona de sud. Dacă ne referim acum la cei 103 care se află pe listă pentru a părăsi fâșia, aceștia fac o primă oprire la Rafah, iar de aici or să fie duși cu autobuze până la Cairo. Vorbim de un drum destul de lung, aproape 400 de kilometri prin peninsula Sinai. O zonă despre care se știe că este controlată în parte de ISIS. Credem însă că forțele armate egiptene vor asigura securitatea convoiului. Odată ajunși în Cairo, cei 103 oameni care au și cetățenie română vor fi îmbarcați în avion și cu o cursă specială vor ajunge înapoi în România. Cel mai vârstnic român evacuat are aproape 80 de ani, iar cel mai tânăr are puțin mai mult de o lună de viață. Negocierile continuă și pentru ceilalți români rămași în fâșia Gaza, care așteaptă și ei să poată pleca. Unfortunately, the Gaza side of the border is controlled by Hamas, and despite the fact that 2 weeks after the war started, the Egyptians opened the border for exit of several hundred of people per day. 3 days ago, Hamas closed it, and that actually made it more difficult for foreign nationals to get out. But unfortunately, we didn't have control of the exact pace. We hope that all the foreign nationals, including the Romanians, will be out as soon as possible. Până acum, aproximativ 1100 de oameni au părăsit fâșia Gaza de la deschiderea frontierei cu Egiptul. Un român fost militar în armata israeliană care a luptat în fâșia Gaza și Liban timp de 20 de ani vorbește despre românii ținuți ostateși de teroriștii Hamas. Dacă ne uităm la modul în care au fost, în care li s-a dat voie să părăsească fâșia Gaza, înțelegem că cineva a avut interes să-i țină și până acum. Pe de o parte, da, înțelegem nevoia de a filtra pe cei care ies pentru a evita ca oameni din Hamas să iasă pe acolo, dar pe de altă parte este și un interes al Hamasului de a ține acest subiect în titlurile zilei, să se vorbească în continuare despre asta. Acest lucru aduce Hamasului autoritate, obligă astfel lumea de a discuta cu gruparea. Hamas a fost un militar. Pe 7 octombrie teroriștii au luat ostateși 240 de oameni, dintre aceștia 6 sunt cetățeni români. 11.000 de oameni morți este bilanțul victimelor din ambele tabere, israelieni și palestinieni deopotrivă, într-o lună de război. În mai puțin de 40 ore, trupele israeliene sunt așteptate să intre în forță în orașul Gaza și să lanseze atacul final. Pe de altă parte, oficial ONU avertizează că fâșia Gaza se transformă într-un cimitir al copiilor. Peste 4.000 au fost uciși până acum în bombardamente. Națiunile Unite cer un nou armistițiu. Vă avertizăm, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional. Fâșia Gaza este bombardată neîncetat atât din aer cât și de pe uscat. După ce au tăiat enclava în două și au înconjurat că militarii israelieni se pregătesc să intre în Gaza City să elimine teroriștii. They were shooting very accurately, precisely by coordinates given to us by officers on ground in Gaza Strip. We are doing anything we can to avoid civilian casualties. We don't want any civilian to get hurt. Lupte grele se duc în orașul înțesat de capcane. Hamas is like ISIS, and if you want to eliminate
Hamas today, the horrors and the tragedy of the 7th of October will happen again. Premierul Netanyahu își menține în continuare puncte de vedere cu privire la ofensiva terestră. Well, there'll be no ceasefire, general ceasefire in Gaza without the release of our hostages. As far as tactical little pauses, an hour here, an hour there, we've had them before. În timpul luptelor, israelienii au găsit mai multe locuri de unde teroriștii Hamas lansează rachetele și concep planurile de atac, printre ele un spațiu de joacă pentru copii și o moschee, de unde peste 50 de rachete au fost trimise spre Israel. Emda shel shigur shel raketot, kanere mekhulak le 2 shel 5 ve 5, efshar lerot kan kol haraketot kvar nuru, mekhuvanim lekivun tsafon, toch shetach haaretz. Acestea sunt noi dovezi, spun izraelienii, care arată că gruparea Hamas civil cascut uman. În tot acest timp, printre clădirile care sunt tumoloz, mii de civili prin coridorul umanitar de evacuare, deschis doar 4 ore, pleacă din Gaza City și se deplasează spre sud. În nordul regiunii s-ar afla în continuare în jur de 300 de mii civili. Gaza se transformă încet într-un iad pentru copii. 4.000 au fost într-o lună de război. Conform ONU, la fiecare 10 minute un minor moare și alți doi sunt răniți în atacurile israeliene. Gaza is becoming a graveyard for children. Hundreds of girls and boys are reportedly being killed or injured every day. We must act now to find a way out of this brutal, awful, agonizing death of destruction, to help end the pain and suffering. Noi imagini dramatice au apărut și de la festivalul Supernova în ziua masacrului comis de teroriști, înregistrarea surprinde în momentul în care prima echipă de polițiști israelieni a ajuns la locul ororii. Înregistrarea surprinde în momentul în care armata a ajuns la locul ororii. Mii de israelieni s-au adunat la zidul plângerii și au aprins 1400 de lumânări pentru fiecare viață pierdută pe 7 octombrie. Aproape 250 de oameni sunt în continuare prizonieri în mâinile teroriștilor Hamas. Pilonul 2, primul fond de pensii privat obligatoriu pentru cei cu vârsta de până în 35 de ani, a împlinit 15 ani. Câți bani administrează fondul în prezent și câți cotizanți ar aflați imediat la Focus. O cameră de supraveghere din localitatea Manoleasa, județul Botoșan, a elucidat misterul morții celor două femei, mama și fiica ei de 14 ani, găsite fără viață într-o casă părăsită. Dacă inițial soțul femeii a fost principalul suspect, anchetatorii au intuit apoi că altcineva este criminalul, chiar un nepot de familie. Acesta a fost reținut în ziua în care cele două au fost mormântate. Vă avertizez, urmează detalii și imagini care vă pot afecta emoțional. Îți pare rău pentru ceea ce ai făcut? Iulia și fiica sa, Diana, au fost ucise cu sânge rece noaptea de 13-4 noiembrie în casa din Manoleasa, unde se mutaseră de puțin timp. Marius, nepotul femeii, în vârstă de 37 de ani, vorbea des cu ele pe rețelele de socializare. De altfel, aceste discuții au fost și un prim pas în anchetă. Confirmarea criminaliștilor a venit toată cu imagine surprinse de o cameră de supraveghere instalată în sat. Marius apare în acest cadru filmat o secundă. Era ora 3 dimineața. Cred că așa la băiatul care a venit și le-a omorât, l-a și depistat, că așa s-a auzit, că l-a și plătit din leu prin băiatul acela care cu cuscul și o găsit în veșeu haine asta, de sânge, telefoanele. Ambele femei au fost găsite moarte de către o vecină. Fusese înjunghiate cu un cuțit și aveau rând vizibile pe corp. Individul a încercat apoi să dea foc locuinței ca să pară că au murit în incendiu. Acum anchetatorii trebuie să refacă pas cu pas firul evenimentelor și să afle motivele acestei crime terifiante. Cele două victime au fost conduse pe ultimul drum de oamenii din sat. Colegii de clasă ai Dianei sunt în stare de șoc. Săptămână înainte ne-am luat la revedere spunându-le vacanță plăcută și vestea aceasta a fost ca un fulger pentru noi toți. O durere mare, a fost un copil foarte silitor, un copil care își dădea silința, încerca să facă totdeauna lucrurile să fie bune, era foarte veselă, un copil care sărea în ajutorul celorlalți.
La fel de îngrozit este și tatăl suspectului. Era un copil liniștit, un copil care își vedea de ale lui. Căuta și el un loc de muncă, lucra sezonier în străinătate. Așteptăm, pentru că avem și noi nevoie de niște răspunsuri la întrebările care ni le punem noi în legătură cu asta. A spus că e nevinovat. În locuința sa, anchetatorii au găsit haine pătate de sânge, dar nu și arma crimei. Cu ocazia percheziției domiciliare au fost identificate o serie de probe care îl plasează la locul și la momentul comiterii faptei. Persoana are în prezent calitatea de suspect fiind cercetată pentru săvârșirea infracțiunii de omor calificat și se află în stare de reținere. Expertiza psihiatrică va arăta dacă bărbatul are discernământ. Dacă va fi găsit vinovat, el poate sta după gratii toată viața. Milionarul bătut crunt și jefuit în propria casă este în stare foarte gravă, internat în continuare la secția de terapie intensivă a spitalului din Sibiu. Apropiații săi cred că jaful ar fi doar pretextul unei răzbunări pentru alte motive. Între timp, poliția îi caută pe cei trei hoți care au sfâriat întreg orașul. Deocamdată sunt de negăsit. Urmează detalii care vă pot afecta emoțional. Este corect să vină hoții să ne omoare aici în Sibiu? Că nu se poate așa ceva. Să vină să intre peste Adi cu toate camerele, cu toate alarmele, cu tot ce trebuia ce avea avut în casă, să intre hoții și să-l omoare. Să fi luat lucrurile și să-l lase în pace, să nu-l bată Doamne să-l omoare. Adrian Crainer a fost lăsat fără suflare de atacatori, iar apropiații săi consideră că aceștia au avut și alte motive să dea buzna în casă peste el și familia sa, nu doar jaful. Adevărata intenție ar fi fost chiar să-l ucidă. Asta pentru că a fost lovit cu bestialitate pe tot corpul, sugrumat și înfășurat într-un covor. Nu este vorba doar de un furt oarecare, ci este vorba de o atrocitate și de o schinjuire, de chinuire a unui partener de afaceri, ceea ce nu pică la nimeni bine. Nici nu contează dacă a fost jaf sau a fost doar o răzbunare. Output-ul, ceea ce a ieșit din toată treaba asta, este dureros și este un lucru urât. Omul de afaceri locuiește într-un cartier scump din Sibiu. Locuința sa avea multiple sisteme de siguranță și camere de supraveghere. Tâlharii ar fi pătruns în curte după ce au tăiat o bucată din gardul metalic. Ar fi forțat apoi ușa și ar fi intrat în vilă. Pe hol ar fi dat de afacerist, alertat din cauza zgomotului. Cei trei s-au năpustit asupra sa. În momentul de față, pacientul este internat în cadrul secției de anestezie și terapie intensivă. El este monitorizat permanent și beneficiază de tratament de specialitate. Din păcate, starea sa continuă să fie una foarte gravă, fiind intubat și ventilat mecanic. Este un om vizionar și controversat totodată, pentru că avea o viziune destul de largă și bună. Avea un suflet extraordinar de bun, ajuta oamenii, se implica totdeauna unde era nevoie. Fica de 23 de ani a omului de afaceri a fost și bruscată și amenințată cu arma. Hoții au cerut să spună unde sunt ascuși banii. Din fericire, ea nu a fost rănită. Soția lui Adrian Crainer ar fi sunat la poliție la o jumătate de oră după ce hoții au intrat în casă și a scăpat. Tâlharii a reușit să plece doar cu mai multe ceasuri de valoare. Adrian Crainer, în vârstă de 50 de ani, are o avere de câteva zeci de milioane de euro. Deține două fabrici și a investit inclusiv în criptomonede. Dorian Popa a recunoscut că s-a drogat. Vloggerul a postat pe canalul de YouTube un videoclip în care cere scuze fanilor și explică ce s-a întâmplat. Influencerul își asumă vina, dar parțial. Spune că a fumat cannabis, dar nu când a fost prins în trafic, ci cu câteva zile înainte și că atunci când l-au oprit polițiștii era conștient. Cât privește faptul că a plecat de acasă doar în lenjerie, Dorian Popa susține că a mers cu mașina până la magazinul din colț, fără să se gândească la consecințe. Recunosc, am consumat cannabis. Nu în ziua în care am fost oprit de poliție, dar am consumat, lucru pe care, după cum v-am spus, îl regret. Îl regret mai ales pentru că eram conștient că poți ieși pozitiv la această substanță chiar și la câteva zile după ce ai consumat. Mărturisirea lui Dorian Popa vine la câteva zile după ce rezultatele examenului toxicologic au fost gata, iar influencerul spune că a vrut să le aștepte. În tot acest timp, fanii i-au așteptat reacția cu sufletul la gură. Au fost curioși să afle și de ce conducea în halat. Ieșisem din duș, am tras un halat pe mine imediat, nici nu m-am uscat pe păr pentru că știam că mă întorc în 5 minute și care tardatul, m-am urcat în mașină și am plecat până la magazin. Dorian Popa recunoaște că în momentul în care a fost oprit de poliție și a dat seama ce va urma. Spune că fumase cannabis cu câteva zile înainte și se aștepta ca aparatul drug test să confirme. Acele 10 minute au fost cele mai lungi din viața mea și acele 10 minute au fost cele în care eu mi-am învățat lecția. Pentru că am realizat că indiferent de rezultat, pozitiv sau negativ, nu mai doresc să trec în viața mea prin așa ceva.
Dorian Pop a fost oprit în trafic pe 28 octombrie în localitatea Domnești din Ilfov. A fost dus la Spitalul Floreasca pentru prelevarea probelor biologice și tot acolo i s-a făcut și un examen clinic. Iar medicii susține influencerul au decis că era lucid, conștient și cooperant. Chiar și așa, pe numele său pot fi deschise 4 dosare penale pentru conducere sub influența stupefiantelor, trafic de droguri și deținere, dar și punerea la dispoziția locuinței pentru consumul de droguri. Dorian Pop riscă să stea după gratii de la un an la 5 ani, dar ar putea scăpa totuși cu o amendă penală. Nu te mai droga, nu te mai droga. Ai grijă de viața ta, viața ta. Nu te mai droga, nu te mai droga. De ce a mințit Dorian Popa? Influencerii și influența supra tinerilor. Fake-ul din spatele online-ului. Astăzi, la Focus. Bătaie între elevi în stradă la Sighetul Marmației. Doi liceeni de 16 ani au fost filmați în timp ce își împart pumni într-o stație de autobuz din centrul orașului. În loc să-i despartă, colegii se amuză și încurajează să se lovească. Urmează imagini cu un puternic impact emoțional. La început se împing, apoi unul dintre ei lovește. Așa începe înregistrarea. Cei doi adolescenți împreună cu alții se află într-o stație de autobuz, probabil în drum spre școală. Băiatul care stă în picioare pare să fie cel care dă primul pumn. Celălalt ripostează și după câteva secunde totul se transformă într-o adevărată bătaie de stradă. Pe margine, publicul de ocazie râde, încurajează și filmează întreaga scenă. Nimeni nu e deranjat de ceea ce se întâmplă. Liceenii sunt mai degrabă încântați de ceea ce văd și ar vrea mai mult. Uneori, cei slabi se gândesc, oricum n-aș fi putut să intervin, nu puteam să fac nimic, era tare, luam și eu bătaie. Nu este așa. Putem face lucruri, putem să nu râdem când vedem o astfel de scenă, putem să nu încurajăm, putem să plecăm de acolo și să nu le dăm satisfacția abuzatorilor să aibă un public. Multora le este frică să se implice, le este frică că ar putea să devină ei victimele directe ale celor care abuzează. De fapt, o componentă foarte importantă a susținerii comportamentului violent este tocmai acesta, în a privi și eventual a râde sau a povesti despre eveniment. Filmarea de amator se oprește după 45 de secunde. Tinerii s-au ales cu câteva vânătăi și niciunul nu a avut nevoie să meargă la spital. Colegii lor au postat imaginile pe internet. Le-au văzut și polițiștii și inspectorii școlari, care au pornit anchete pentru a-i identifica. Se vor convoca părinții, vor avea loc discuții cu copiii și cu psihologul din școală. Din septembrie încoace nu au fost incidente foarte, foarte grave care să ajungă la noi sau să ajungă în presă. Se întâmplă. Sunt copii, apar tot felul de situații conflictuale și, din păcate, multe se sfârșesc cu violență. Pentru elevii implicați în acest incident vor fi luate măsuri disciplinare. Guvernul renunță la limitele pentru plățile cash pe care dorea să le impună după ce micii comercianți au făcut presiuni. Premierul Marcel Ciolacu a anunțat că vor fi revizuite toate plafoanele pentru plățile cash. Anunțul vine la o zi după ce băncile care aveau de gând să majoreze comisioanele pentru operațiunile în numerar au fost convinse de guvern să renunțe la măsură. Românii vor putea face în continuare cumpărături cash la comercianții limita 10.000 de lei după ce premierul Ciolacu a făcut un pas înapoi. În prima ședință de guvern voi revizui propunerile venite de la ANAF și Ministerul Finanțelor, pentru că datoria mea este să intervin atunci când lucrurile o iau într-o direcție greșită, a transmis Ciolacu pe pagina sa de Facebook. În același timp, activele financiare ale românilor la pilonul 2 au atins un maxim istoric, 23 de miliarde de euro. Pilonul 2 a împlinit 15 ani de la înființare, iar randamentul fondurilor de pensii a fost peste inflația medie din această perioadă. Majoritatea banilor au fost investiți în România. Peste 90% din bani sunt investiți în România, prin titluri de stat, prin bursa de valori. Profilul de risc este mediul spre scăzut, 72% alocare în obligațiuni, 28% acțiuni și alte active.
deținem în jur de 10% din datoria publică a României. Românii care au contribuit zi de zi în toată această perioadă cu un salariu mediu pe economie au acum cel puțin 36.000 de lei în cont. Sunt însă și probleme. De la înființarea pilonului 2, peste 8 milioane de angajați au contribuit la el, dar astăzi doar jumătate dintre ei mai sunt activi. Iar din suma totală, doar 5%, adică 400.000 de oameni, au contribuit lună de lună în ultimii 15 ani. Tot în această perioadă, activele de la pilonul 2 de pensii au scăzut de numai 3 ori, odată în timpul ordonanței 114 din anul 2018, în timpul crizei COVID și după declanșarea războiului din Ucraina. Sistemul de pensii private are capacitatea de a absorbi într-o perioadă scurtă de timp volatilitățile. În cauza măsurilor fiscale ale guvernului sunt și români care nu mai pot contribui. De exemplu, până în 2028, 750.000 de angajați din construcție, agricultură și industrie alimentară, la care se adaugă peste 200.000 de IT-iști. Asta înseamnă că 1 milion de angajați români nu au cont la pilonul 2, ori au foarte puțin bani în el. O mare pierdere, spun economiștii, deoarece foarte mulți vor rămâne doar cu pensia de stat. Noi, practic, nu avem banii puși deoparte pentru pensiile viitoare care vor trebui să fie plătite. Pilonul 1 este foarte ineficient. Plătim foarte mulți bani pentru o perioadă lungă de timp, în așa fel încât să primim înapoi foarte puțini bani pentru o perioadă foarte scurtă de timp. Banii care au fost virați la pilonul 2 au fost plasați eficient și vor duce la niște plăți, la niște pensii private mai mari. De la 1 ianuarie 2024, contribuția de la pilonul 2 de pensii ar urma să fie majorată de la 3,75% la 4,75%. Experții în pensii private spun că dacă se majora din timp, un român cu salariul mediu nu ar fi strâns doar 36.000 de lei în ultimii 15 ani la pilonul 2, ci 49.000 de lei, cu 3.000 de euro mai mult. 70% dintre tinerii din generația Z care aplică pentru slujbe la începutul carierei vor salarii peste medie, deși nu au experiență. Cu ce oferte vin angajatorii, aflați imediat. În fiecare săptămână, 38 de minori sunt abuzați sexual, iar în ultimii 2 ani, peste 100 de femei au fost violate. Sunt date teribile, iar în spatele lor, suflete și oameni care câteodată nu se vindecă toată viața din cauza traumelor și a rușinii. Pentru toate victimele prădătorilor sexuali, peste 60 de organizații cer Consiliului Superior al Magistraturii publicarea sub anonimat a hotărârilor judecătorești definitive privind infracțiunile sexuale. În acest fel, victimele se vor simți mai în siguranță și vor putea să iasă în societate fără să se simtă arătate cu degetul. Peste 900 de semnături au fost strânse pentru petiția Justiție Transparentă în cazurile de violență sexuală. Inițiativa aparține mai multor ONG-uri care militează pentru oprirea abuzului sexual. Ele cer ca hotărârile judecătorești pentru infracțiunile sexuale să fie publicate fără ca identitatea victimei să fie dezvăluită. Este vorba despre a înțelege care sunt tipurile de fapte, tipurile de abuzuri sexuale pedepsite, cum sunt ele pedepsite, cum încadrează judecătorii diversele tipuri de agresiuni sexuale existente, în ce fel de infracțiuni le încadrează. În acest moment, hotărârile judecătorești sunt excluse de la consultarea publică pentru că se invocă protecția victimelor și nu există nicio variantă să fie consultate, iar numele victimelor să nu apară. Însă, în materie de infracțiuni de natură sexuală și nu doar infracțiuni de natură sexuală, există și alte tipuri de infracțiuni exceptate. Nu avem acces la jurisprudență, nu știm, de exemplu, un gest, o atingere care poate să fie mai intimă sau mai puțin intimă, cum este calificată de judecător. Dacă nu vom ajunge la un cadru legislativ care să clarifice cât se poate de bine cum se produce în cele din urmă această anonimizare, care să fie una nu doar cu privire la nume și la adresă, ci cu privire la întregul dosar, cu privire la întreaga hotărâre judecătorească, este posibil să asistăm în continuare la victime care, deși au trecut de etapa asta a procesului penal, sunt victime ale pentru că sunt arătate cu degetul. România pare locul în care agresorii sexuali recidivează pentru că victimele nu sunt luate în seamă cele mai multe ori. Rata de recidivă este de 70%. De 2 ani avem registrul abuzatorilor sexuali, iar cifrele de acolo vorbesc de la sine. Potrivit Ministerului de Interne, în acest moment în registru sunt trecute aproape 65.000 de persoane. Este vorba despre cei condamnați sau cercetați pentru infracțiuni sexuale. Sunt și români, chiar dacă au comis faptele în străinătate, și străini acuzați de abuzuri sexuale în România. Deși este un număr mare de acuzații sexuale, cel de condamnări rămâne mic. Asta și pentru că multe dosare ajung să fie clasate din lipsă de probe. La nivel național sunt în acest moment 12.000 de dosare penale active. La nivel național, undeva de la 15% din sesiile
de abuz sexual, în special cele comise asupra minorilor, ajung să fie trimise în judecată. Se pune atunci întrebarea dacă cele 85% care nu sunt trimise în judecată sunt acuzații false. Există un procent semnificativ, în opinia mea, de soluții de care are drept cauză nepriceperea noastră în investigarea acestor tipuri de infracțiuni. Potrivit Registrului Agresorilor Sexuali, condamnații au între 18 și 98 de ani. După tragedia provocată de Vlad Pascu, care s-a urcat drogat la volan și a omorât doi tineri, în Constanța este criză majoră de polițiști în trafic. Mai mult, după ce agenții aveau doar 3 radare, toate sunt în acest moment defecte. Nici la capitolul resurse umane, Constanța nu stă bine. Sunt doar 17 polițiști rutieri împărțiți pe diferite schimburi. Așa se face că sâmbătă noaptea, în tot orașul, pe străzi a fost un singur echipaj. Semnalul de alarmă a fost tras de sindicatul Europol Constanța, care a făcut o radiografie dezastroasă a poliției rutiere. Constanța are cel mai mic număr de agenți rutieri din toate orașele reședințe de județ și nici măcar un radar nu funcționează. Din cele 3 radare existente, nu acționează niciun aparat radar, datorită faptului că 2 sunt defecte, iar unul a fost implicat într-un eveniment rutier, într-un accident. Radare ați mai văzut prin oraș? Prin oraș mai sunt câteodată, mai stau pe la delfinariu, mai în oraș, să mai ascund pe acolo, pe acolo. Mai sunt, dar eu știu acum cum funcționează, că nu funcționează. De radar nu știu dacă am văzut. Radare nu, nu. Sunt necesare. Sunt necesare, sunt șoferi de ăștia părți, 2 linii paralele. N-au nicio treabă cu circulația. De staie fața, intră pe interzis. E un haos total. În ultimele luni, Inspectoratul Județean de Poliție Constanța a fost în centrul dar fără precedent după tragedia de la 2 mai. Vlad Pascu, un tânăr de 19 ani, s-a urcat drogat la volan și a omorât doi tineri. Nici atunci n-au fost polițiști suficienți și nici aparate drug test și s-a pus și problema lipsei radarelor. Conducerea actuală spune că orașul mută radare de la serviciul județean atunci când e voie. În situațiile în care unele dintre autospeciale dotate cu radar se află în serviciu pentru efectuarea reviziei tehnice periodice sau reparații, parterele de circulație din tot județul, inclusiv în municipiul Constanța și stațiunea Mamaia, sunt folosite celelalte aparate de măsurare a vitezei. Criza din IPJ Constanța se vede și la nivelul personalului. În acest moment sunt 400 de funcții neocupate, însă poliția rutieră o duce cel mai rău. Avem cel mai mic număr de polițiști rutieri din țară, într-un municipiu, reședința de județ. Avem 17 polițiști rutieri, ajungându-se astfel că există momente când avem o singură de poliție rutieră pe raza municipiului, cât și a stațiunii Mamaia. Trebuie să ia în calcul stațiunea Mamaia ca atât pe sezon cât și pe extrasezon. Nu doar pe timpul verii. Sunt vitezomani și sunt șoferi care n-au nicio legătură cu siguranța în trafic. Efectiv, fiecare e de capul lui. La începutul lunii octombrie, ministrul de interne Cătălin Predoi a anunțat că IPJ Constanța va fi dizolvat și reformat în totalitate. Zeci de companii încearcă să-și recruteze viitorii angajați încă din facultate. Ofertele aduc și bani, dar și alte beneficii, de la pachete medicale până la ședințe de masaj. Unii candidați au răbdare, sunt dispuși să înceapă cu internship-uri și joburi part-time, alții însă cer salarii peste media din România, chiar dacă nu au experiență. Să fie un salariu bun, 5.000 de preferat. El este Vlăduț Ștefan, face parte din așa numită generație Z și, fără dubiu, se încadrează în rândul tinerilor care consideră că salariul e un criteriu decisiv în alegerea unui loc de muncă. Vlăduț este student în primul an la educație fizică și sport. A venit să-și caute de muncă la târgul de joburi de la Galați, dar spune că nu are timp de stagii de practică și nici nu vrea să lucreze part-time. Am venit mai mult să văd ofertele care sunt aici și, eventual, după facultate, să mă orientez pe ceva. Ca bani, nu știu să vă spun, să fie un salariu bun, program cât mai scurt posibil și să nu fie ore peste. Chiar dacă sunt plătite? Dacă sunt plătite, automat. Ar fi convenabil. Dacă nu sunt, nu. Târgul de stagii de practică și joburi organizat pentru studenții Universității Dunărea Galați a reușit să strângă peste 30 de companii care au venit cu oferte pentru studenți. Cei mai mulți oferă stagii de practică plătite, dar și joburi cu program redus. Obiectivul? Selectarea și formarea viitorilor angajați full-time. În primul rând, ne interesează un candidat motivat, serios, disciplinat, pentru că celelalte abilități le va învăța la locul de muncă. Din fericire, noi avem niște programe care atrag tinerii, și anume, pe lângă
mă rog, salariu motivant și bonuri de masă și transport gratuit. Avem ca și noutate sală de sport și oferim angajaților noștri inclusiv ședințe de masaj. Unii angajatori oferă jumătate din valoarea salariului minim, dar sunt și situații în care salariul este direct proporțional cu performanța. Căutăm copii, studenți care să fie dornici de muncă, să fie conștienți că se înhamă la un serviciu până la urmă, pentru că internship-ul va fi plătit, va ține 6 ore pe zi, timp de 6 luni. Cosmina urmează o facultate tehnică, e student în anul 2 și pare că este exact ce caută companiile. Și ce ți-ai dori exact de la acest internship? Să îmi găsesc un post cât mai bun și să fac practică. Cam la ce nivel de bani te aștept? Cât să îmi plătesc facultatea și căminul și cam 2000 de lei. La târg sunt reprezentate și companii din IT, dar și din industria aerospațială. Sunt dispuse să ofere și salarii mari, însă numai celor care vor învăța și vor fi dispuși să facă sacrificii pentru viitoarea carieră. În fiecare an, firmele postează câteva zeci de mii de anunțuri cu joburi pentru începători. Statistic, în segmentul de vârstă 15-24 de ani, rata șomajului este peste 20%. Balerinii din Iași au ajuns la capătul răbdării și au inițiat un protest neobișnuit. În toate spectacolele vor urca pe scenă cu banderole albe la mână. Sunt supărați pe șeful serviciului de balet al instituției culturale, despre care artiștii spun că ar fi creat o atmosferă dificilă în cadrul trupei. Mai mult, el ar fi îndepărtat din funcție anumite persoane din simplul motiv că nu le-a agreat. Așa se face că balerinii și-au unit acum forțele și vor ca toată lumea să știe ce se petrece în spatele scenei. Treizeci de balerini ai Operei Naționale din Iași au ieșit în stradă extrem de supărați. Spun că nu mai suport abuzurile la care sunt supuși. Au fost situații în care am fost atât jignită cât și amenințată, și în public și în privat. Și cum a justificat dumneavoastră atitudine? Nu a justificat-o. În situațiile în care a justificat-o în privat, a spus că este modul ei de a mă încuraja. Vorbea urât. A folosit cuvinte care pentru mine au fost jigniri, care sunt considerate jigniri. Când am cerut încălțăminte potrivit, a existat întotdeauna un comentariu. Când am cerut lingerie, mi se-au dat mereu mărimele mai mici. Când am întrebat dacă exista o mărime potrivită pentru mine, mi s-a spus că nu erau destul. Simt aceste atitudine ca fiind xenofobie pură. Managerul Operei Naționale Române din Iași recunoaște că a primit mai multe plângeri împotriva șefului serviciului. Pentru a evita nemulțumirile, o parte dintre atribuții au fost redirecționate. Aceasta a fost măsura pe care noi am considerat-o necesară pentru a detensiona situația. Le-am repetat colegilor mei de mai multe ori că nu cred că un conflict poate fi rezolvat prin nenumărate proteste. Calea cea mai bună pentru rezolvare cred că este dialogul, că erau nemulțumiri legate de orele de studiu, nu le mai țin în momentul de față studiile, nu le mai ține șeful de serviciu, ci le predau pe rând soliștii. Erau nemulțumiri legate de distribuții. Balerinii nu vor să renunțe la protestul lor și spun că în continuare vor purta banderolele albe până când șeful serviciului de balet nu va fi schimbat. Și anul acesta cele mai mari companii de retail vin de Black Friday cu oferte inedite. Vă prezint imediat câteva dintre ele. Vă aștept! De Black Friday nu lipsesc ofertele inedite, de la implanturi stomatologice la epilare definitivă și cazane pentru țuică. Sunt doar câteva dintre reducerile propuse anul acesta, iar cei cu buget generos își pot cumpăra mai ieftin un skijet. Comerțul e mai atractiv atunci când există reduceri, inclusiv serviciile medicale private, așa că patronii s-au pliat. Acest lanț de clinici stomatologice oferă de Black Friday reduceri la implanturi. Reducerile la implanturi pot merge până la 70% din costul inițial, prețul de listă. Un implant dentar ajunge la aproape 500 de euro, respectiv aproape
2500 de lei și este redus la aproximativ 700 de lei. Alte servicii pe care le mai avem în cadrul ofertei de Black Friday sunt albirile dentare, obturațiile foto, sigilările la copii. E important ca un copil să aibă dinții sigilați înainte de apariția oricărei carii. Cumpărăturile și plata se fac online. Dacă inițial românii erau reticenți, de la an la an numărul clienților pentru astfel de servicii a crescut. De Black Friday reduce sunt și la serviciile de înfrumusețare. În ultima vreme, pentru doamne mai ales, sunt tratamentele corporale, remodelarea corporală, epilare definitivă, înfrumusețare de toate felurile. Ei bine, în Black Friday avem o reducere foarte mare, de minus 50%, chiar și la astfel de tipuri de tratamente. Vineri sunt așteptate reduceri online și la mașini, motociclete, dar și la jet ski-uri și bărci cu motor. Oferte sunt însă pentru toate gusturile. Un site oferă reduceri la butoaie pentru țuică, de diferite capacități. Cel de 30 de litri, de exemplu, e redus cu aproape 300 de lei, iar cei care iubesc legumele și au o curte mare își pot cumpăra la ofertă un solar. Managerilor din România le este teamă de efectele măsurilor fiscale și spun că propriile companii vor fi puternic afectate. Profitul ar putea să scadă cu până la 10%, cred ei. Managerii se tem că va apărea o presiune și pe creșterea salariilor, dar și în ce privește forța de muncă. Situația generală a economiei românești se va înrăutăți, susțin managerii români care au răspuns la studiul anual Confidex. 62% dintre ei cred că propria companie va fi puternic afectată de noile reglementări fiscale. Presiunile la care îi supun aceste măsuri fiscale noi sunt, în opinia lor, o presiune pe creșterea salariilor în perioada următoare și o diminuare a profitului companiilor lor cu mai mult de 10%. Însă, spre deosebire de anii trecuți, nu se mai tem de faliment. Doar 9% dintre companiile intervievate, dintre managerii companiilor intervievați, spun că, ca urmare a acestor măsuri fiscale, ar urma să apeleze la procedura de insolvență. Crește îngrijorarea că profitul va fi mai mic, în schimb scade grija pentru lipsa forței de muncă. În semestrul întâi al anului acesta, 27% dintre ei au fost îngrijorați de lipsa forței de muncă, în timp ce astăzi, mai manifestă această îngrijorare doar 15%. Guvernul a aprobat pentru acest an un contingent de 100.000 de lucrători străini pe piața forței de muncă. Managerii cred că această cifră poate fi mai mare, astfel încât să nu mai existe probleme legate de lipsa angajaților. Noi am și făcut la începutul anului, dacă nu mă înșel, o estimare spunând că acest contingent ar putea să crească până spre 300.000 de persoane pe care să le angajăm din afara țării pentru a umple nevoile cantitative. Totuși, potrivit datelor studiului, principala preocupare a managerilor este de a crește calitatea forței de muncă românești. De mai bine de 3 ani, studiul Confidex oferă o imagine clară asupra percepțiilor oamenilor de afaceri din România. De ce a mințit Dorian Popa? Influencerii și influența asupra tinerilor. Fake-ul din spatele online-ului. Astăzi, la Focus. Încă o lovitură pentru flota rusă de la Marea Neagră cu crucișătorul Ascold, una dintre cele mai noi nave rusești, a fost distrus de ucraineni. Era acostat lângă potul Kerch și a fost avariat în atacurile aeriene asupra peninsulei Crimea. În tot acest timp, soldații ucraineni își consolidează apărarea și fac pregătiri pentru lupta din această iarnă. Ucraina a lansat un atac furibund cu rachete Storm Shadow în peninsula Crimea. Una dintre ținte a fost crucișătorul Ascold al Marinei Ruse. Corveta a transportat rachete de croazieră calibr folosite de ruși în atacuri. Prețul unei astfel de corvete este de peste 35 de milioane de dolari. Kerch se află în raza de acțiune a rachetelor Storm Shadows, lansate chiar în interiorul liniilor ucrainene din sudul Ucrainei. Inclusiv președintele Zelenski a felicitat pe soldați pentru munca depusă. Dnia stavke. Perše pytanie це трагедія з воїнами нашої 128-ї окремо Este al patrulea atac major pentru flota Marinei Ruse. În aprilie anul trecut, ucrainienii au scufundat Moskva, nava amirală a flotei Mării Negre și cea mai puternică navă de război din regiune. De pe front, ucrainienii își consolidează apărarea și fac pregătiri pentru iarnă. Știu că va urma o luptă grea și lungă, la fel ca cea de anul trecut, când rușii nu au fost singurul inamic. 20.000 годин безперервний бій, штурми, евакуації і знаєте що? Я справився і всі справилися. Тобто хлопці із позиції і не дуже свіжі. І зараз приходиться знаходити сили. Робота, бліндаж, так по кругу. Команда поступає, вибігаємо, отрабатуємо, слава братам бліндаж. Такий круговорот событий, получається. В моменту цього războiul ajuns într-un impas, iar nicio tabără nu câștigă teren. Коли люди гинуть,
Отойди на тяжесть, а так. А тут нема ничего важкого. Ти що, скажеш, що вплив, не буду стріляти чи що? Iarna trecută a fost una grea pentru ambele tabere, însă mai ales pentru ucraineni. Rușii au bombardat și au distrus infrastructura energetică prin atacuri aeriene, unde ucrainenii au o slăbiciune. Tehnologie revoluționară în Elveția, un bărbat diagnosticat cu o formă gravă de Parkinson spune că a renăscut după ce a primit un implant în coloana vertebrală. Dispozitivul stimulează măduva spinării pentru a activa mușchii picioarelor. Implantul este deocamdată în stadiul de testare. Parkinson este o boală neurologică degenerativă care provoacă dificultăți de echilibru și coordonare. Pacientul este Marc Gauthier, originar din Bordeaux, care la 63 de ani suferă de o formă gravă de Parkinson. Totul s-a schimbat însă după operația prin care i s-a implantat în coloana vertebrală un neurostimulator. It changed my life because now I can leave my home, run errands, I even go on foot to exercise. Dispozitivul se află în măduva spinării în regiunea lombară și trimite mesaje către mușchii picioarelor. Marc poate acum inclusiv să se ridice singur de pe scaun, motiv pentru care simte că i s-a oferit o a doua șansă la viață. The technology is a neurostimulator that deliver precise pulses of electricity to the region of the spinal cord involved in the control of leg muscles. And the pulses are delivered at the correct location with the correct timing in order to reproduce the way the spinal cord is activated naturally in order to walk. După intervenția chirurgicală care a avut loc la Lausanne, Marc a avut nevoie de mai multe săptămâni de recuperare pentru a învăța cum să folosească senzorii. With this therapy, if people can gain more confidence and can go out and have a better social interaction and do more things, it's an enormous plus in the daily activity and the quality of life. Tehnologia ar putea fi utilizată pe scară largă la pacienții cu forme avansate de Parkinson. Alți 6 bolnavi vor beneficia anul viitor de testele clinice și de operația de implant. La nivel global, mai bine de 10 milioane de oameni suferă de această maladie. Regele Charles a ținut primul său discurs al tronului ca monarh, discurs care marchează deschiderea unei noi sesiuni în Parlamentul Britanic. My government will continue to take action to bring down inflation, to ease the cost of living for families and help businesses fund new jobs and investment. Legislation will be introduced to strengthen the United Kingdom's energy security and reduce reliance on volatile international energy markets and hostile foreign regimes. Deși este cunoscut drept discursul regelui, acesta este de fapt scris de guvern și prezintă planurile și prioritățile cabinetului pentru anul următor. În 1964, regina Elisabeta II a spus, chiar în timp ce citea, sper că vă dați seama că nu eu am scris prostiile astea. Discursul și ceremonia sunt însă o reconfirmare a relației constituționale dintre coroană și guvern. La începutul fiecarei sesiuni parlamentare, monarhul merge la Camera Lorzilor și poartă coroana ca simbol al autorității regale. La 4 ani de la furtul toaletei de aur a lui Winston Churchill, poliția a arestat 4 suspecți. Toaleta este din aur de 18 carate și valorează 4,8 milioane de lire sterline. La momentul furtului, în 2019, se afla în Palatul Blenheim din Oxford, conacul englezesc unde s-a născut Churchill. Opera artistului italian Maurizio Cattelan, toaleta de aur botezată America, era complet funcțională, iar înainte de furt, vizitatorii expoziției puteau să-și facă o programare de 3 minute ca să o folosească. Opera de artă nu a fost găsită însă niciodată. Cei 4 suspecți, cu vârste cuprinse între 35 și 39 de ani, vor fi judecați la tribunalul din Oxford la finalul acestei luni. Tot mai multe vedete și influencer sunt prinși sub influența drogurilor. Pe ecrane își construiesc o imagine perfectă a opinii și dau sfaturi pe care le ascultă zeci și sute de mii de tineri. În realitate, exemplul oferit este extrem de nociv. Cine sunt, vedeți imediat după pauză. Eu vă aștept. Să faci ce zice influencerul, nu ce face influencerul. Odată cu rețelele sociale s-au dezvoltat și așa numiți influenceri, al căror stil de viață și opinia au o influență majoră asupra celor care îi urmăresc, mai ales tineri și copii. De multe ori însă, prin modul în care își duc viața, se transformă în exemple negative, cu un efect nociv asupra fanilor. În România, drogul pare să fie cel mai mare influencer în viața lor. Dorian Popa nu este decât un exemplu într-o listă lungă. Sociologii spun că adolescenții nu reușesc să pună în balanță ce este bine și ce este rău și așa să creadă
vadă că idolii lor au o viață perfectă demnă de urmat. Dorian Pop are 2.400.000 de urmăritori pe Instagram, iar videoclipurile sale de pe YouTube ajung și la 200.000 de vizualizări. Cei mai mulți fani sunt copii și adolescenți, lucru la care nu s-a gândit influencerul atunci când a urcat drogat la volan. În primul și în primul rând vreau să-mi cer scuze tuturor celor care mă urmăresc, tuturor celor care își încep diminețile cu vlogurile mele. Am greșit indiscutabil la vârsta și experiența de viață pe care le am, clar nu am circunstanțe atenuante. La aproape 2 săptămâni de când a fost oprit de polițiști, Dorian Pop a explicat urmăritorilor de ce a condus drogat. Spune că are șofer, iar el nu conduce în general. Filmase toată ziua și nu plecase de acasă. Seara însă... Aveam nevoie să mă duc până la un stop și exact ca ultimul prost am zis ce se poate întâmpla până la câteva sute de metri de casă. O greșeală flagrantă pe care mi-o asum, pentru că nu contează dacă sunt 500 de metri sau 500 de kilometri, fapta este aceeași. Chiar dacă își cere scuze, Dorian Popa recunoaște că s-a drogat cu cannabis și își găsește singur scuze. Le povestește tinerilor care îl admiră că pentru el drogul a venit ca un refugiu. Am simțit poate mai mult ca oricând nevoia de relaxare, de liniște, după o perioadă agitată, cu terminarea renovărilor și toate lucrurile pe care le știți din viața mea publică, plus un lucru din viața privată pe care nu am vrut să-l fac public, și anume despărțirea de babs. Deși e foarte urmărit în mediul online, Dorian Popa pare că nu conștientizează ce efecte poate avea comportamentul lui asupra fanilor. Dăm, Doamne, viața pe care pretind că o am pe social media, pe care pretind că o am pe internet. Aici diferă de la persoană la persoană, dar de regulă oamenii aleg să preia mult din stilul de viață al persoanelor pe care le respectă, pe care le admiră, și în principal la nivel de valori și la nivel de comportamente și la nivel de mod în care își trăiesc viața. Deși mulți mă văd ca un model și ca un reper, eu nu m-am autoproclamat niciodată unul. Da, în viața publică am căutat, logic cred, să transmit întotdeauna mesaje corecte, inclusiv să le spun celor care mă urmăresc să nu se drogheze, să nu facă exces de alcool și, în general, să nu facă excese. Dar la sfârșitul zilei, sunt om și, ca orice om, am făcut greșeli, mai mici sau mai mari. Sociologii spun că adolescenții și copiii tânjesc după o viață la fel ca influencerilor preferați. Nu au însă deocamdată capacitatea de a separa lucrurile bune de comportamentele nocive. Iar gândirea critică este un mod de a-ți trăi viața care nu este atât de larg răspândit. Vorba de a aplica logică, de a aplica o gândire critică la felul în care interacționezi cu lumea, și nu, copiii nu sunt educați, elevii nu sunt educați în această direcție. Ai nevoie de un antrenament special pentru a ajunge să faci lucrurile acestea, un antrenament care nu se practică, nu se învață la școală. Aveți permisul suspendat? Gata! Ce substanță a ieșit la dreapta? Ana Morodoana are peste 500.000 de urmăritori. Anul acesta a fost prinsă băută, drogată și fără permis la volan. A fost condamnată la 1 an și 3 luni de închisoare cu suspendare. Și nu sunt singurii. Rapperul Guess Who, Chef Foa, Bromania, cântăreții Smiley și Sonia, dar și actorul Cuzin Toma au fost și ei prinși pe picior greșit în timp ce se aflau în trafic. Drogurile nu sunt însă singura problemă a influencerilor din România. Mulți promovează produse fără să le testeze înainte și, în goana după bani, fac reclamă la orice. Un vlogger a vrut să-i testeze și a făcut un experiment. Le-a trimis un pachet cu un produs inexistent mai multor influenceri. A inventat o poveste și a așteptat să vadă cât scadă în plasă. O să spun că sunt Curtea Regală a României. A nu se convânda o dată instanță cu instituția Casa Regală a României sau cu Familia Regală a României, și a să trimit 8 pachete de PR cu un produs intitulat Brânza Regelui Carol al III-lea. Regele Angliei, pe care îl și salut pe această cale, ar fi primit aparent drept dar de poteză această brânză de la o enclavă de călugări din vecinătatea satului Viscri. Pachetul a fost aranjat în așa fel încât să pară cu adevărat regal. O bucată de brânză care costa 7 lei într-o cutie roșie, însoțită de scrisoare cu sigiliu. Doar atât a fost nevoie ca influenceri cunoscuți să se laude cu reușita lor. Am primit o cutie misterioasă în care văd că este un plic cu sigiliu. Curtea Regală României.
Wow! Rodărașilor, nu o să vă vină să credeți, dar ăsta e un colet de la Curtea Regală a României. Ok, la prima impresie este foarte elegant și maestuos, așa. Să vă explic acum și de ce hashtag-ul Brânza Regevei, pentru că povestea este senzațională. Maturată după tehnicile călugărilor de la mănăstirea Cloșter, același tip de lactație a fost trimis acum 7 decenii ca dar de botez. Și pe care eu astăzi am primit-o de la Curtea Regală a României și sunt onorată. Chiar dacă au picat ușor în plasă, sociologii susțin că influencerii vor rămâne la fel de convingători. Nu le va scădea credibilitatea. Fenomenul este atât de mare și atât de consistent încât lucrul acesta nu va schimba foarte mult. A fost un experiment social care a arătat cât de ușor se poate se pot păcăli atât unii cât și alții, dar asta nu va schimba realitatea din teren, pentru că vorbim de un fenomen care este foarte mare, un fenomen social de ceva vreme. Iar fenomenul influencerilor va lua amploare și mai mare în următorii ani. Cu geantă marca Louis Vuitton, creată de noul designer al momentului, Pharrell Williams, face furori. Millionaire Speedy Bag costă $1,000,000, realizată din piele de crocodil, îmbrăcată în monograma brandului, cu fermoar de aur și pandantive placate cu diamante, geanta este cea mai nouă definiție a luxului. Este creată numai la comandă și chiar și așa, destul de greu de obținut. Doar clienții VIP au acces la cel mai râvnit accesoriu al momentului. Geanta este disponibilă în 5 culori, roșu, verde, albastru, maro și galben, culoarea lasă și de Pharrell Williams. Doamnelor și domnilor, jurnalul se încheie aici. Știrile noastre le puteți vedea și pe site-ul primanews.ro. În Fertiroc, amuzamentul de situație este la tot pasul. De la ora 20, acțiunea își face loc în pelicula Black Mark. Canalele Prima Sport vă oferă în această seară meciuri de 5 stele. Pe Prima Sport 1 începe în curând de Shakhtar Barcelona, iar seara de Champions League continuă de la ora 22 cu AC Milan PSG în direct pe Prima Sport 1 și pe primaplay.ro. Nu uitați, urmează rubrica Meteo, să aveți o seară frumoasă! Program disponibil pe primaplay.ro.